Bună seara, bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit pe acest canal. Astăzi un test scurt și la obiect, pentru că vorbim despre un singur produs. De când vreau să testez nebunia asta, practicamente de când am găsit-o pe AliExpress am găsit-o, numai că de data asta am cumpărat-o de pe Shein, pentru că de ce nu, am făcut-o comandă acolo de ciudățenii beauty, știți asta deja. Și astăzi este momentul să testăm încrețitorul de păr. Ăsta mai exact. Îngrețitorul de păr fără căldură, care a costat, dacă nu mă înșel, până în 2 euro ceva de genul. O să încerc să las o ceva poză cu prețul și cum arăta în imagine. Așa mi-a ajuns mie, aveau și pe alte culori, dar am zis eu că culoarea asta este destul de interesantă, albastru să spun așa. Și astăzi îl testăm, sunt tare curioasă să vedem cum îmi încrețește părul, eu având un păr extrem de drept, adică mă cunoașteți de ani de zile aici pe internetul mare și știți că părul meu este drept și când îl încrețesc tinde să se îndrepte imediat. Deci e de bine testul de astăzi, o să mi măzesc părul, o să mi-e pun nebunia asta în cap, iar după o să grăbesc puțin procesul de uscare, nu o să stau peste noapte cu el și așa mai departe, ci pur și simplu o să-l usuc puțin cu feonul cât să usuc părul. Nu voi aplica nebunia asta pe părul în totalitate umed, pentru că altfel nu funcționează cum trebuie, nu ajunge ca părul să se usuce. Așa că, ce să zic, îi dăm bătaie cu acest test minunat, uite, despre el este vorba și mă gândesc să fac și un clip mai pe scurt pentru TikTok, pentru că produsul în sine mi se pare destul de interesant, așa că avem clipul ăsta mai lunguț pe... Bine, nu este ceea ce postez eu în mod normal, evident, dar, repet, pentru YouTube, variantă mai lungă, mai desfășurată, mai lejeră, mai comodă, iar pentru TikTok ceva mai rapid, până în 3 minute, despre dânsul vorbim astăzi. Îngrețitorul de păr, fără căldură, sau cum mi se mai zice lui ăsta, îi se mai zice cordonul îngrețitor, în fine, este un fel de... tub, după cum se vede, care se atașează, după cum ne arată și în imagine aici și așa. Deci, în prima instanță, că vorbim aici 2 minute despre ce testăm, mă duc să-mi mezez puțin părul. Este în totalitate uscat, după cum se vede. Mi-am făcut cât de cât cărarea pe mijloc, că nu mă interesează să fie neapărat pe mijloc, eu după aia oricum îl dau într-o parte și în alta. Și repet, părul meu, după cum se apreciază, este destul de drept și are o lungime considerabilă. N-aș putea spune că nici o lungime medie, că ar fi undeva până aici. Mi-ajunge undeva pe aici, așa că are o lungime considerabilă, iar părul meu e cantitativ. Adică nu am 3 fire de păr, ci am cantitate, adică are de încrețită treaba. Așa că sunt curioasă să văd cum funcționează pe un păr cu o cantitate generoasă și câteodată un păr chiar voluminos, greu de controlat. Deci, îl testăm, vedem ce și cum și ne luăm o impresie dacă funcționează sau nu. Practicamente e super ieftin, așa că pentru 2-3 euro, eu cred că să-l ai în casă, merge. Ceea ce nu văd eu interesant este dormitul cu el, că pe mine mă doare capul să dorm cu orice. Și cu părul prins mă doare părul și capul, scalpul, dormind cu părul prins, așa că cu ăsta dormind nu mă văd. Dar aș vrea să văd dacă funcționează pe varianta rapidă a procesului de încrețire, adică, băi, îmi mezez puțin părul, îmi aplic nebunia asta, usuc cu feonul și vedem rezultatul. Că, practicamente, asta ne interesează, să fie cât mai rapid. Deci, mă duc să-mi mezez puțin părul la baie așa cu mâinile, dau prin el cu apă și revin imediat și vă arăt ce făcui. Asta aprecia că părul este umezit, l-am umezit și pe o parte și pe cealaltă, pur și simplu am dat așa cu apă prin el, nu este ud în totalitate, căci totuși vrem să funcționeze nebunia aici și așa. Ceea ce nu am este un clește din ăsta ca să-mi prind nebunia în vârful capului, dar merge și fără clește. Ca să vezi că nu am așa ceva în casă, ce să faci, ce se mai întâmplă. Deschidem toată situația, iar kitul vine așa, dintr-un manual de instrucțiuni, adică o foaie cu instrucțiuni, mai bine zis, și aici vin și 2 gumițe din astea care trebuiesc prinse la sfârșitul părului. Ca fapt divers, cam atât de lung este și ați aprecia că nu este cât părul meu este mult mai lung decât dânsul, dar rotindu-l așa pe nebunia asta care are în mijloc, în interiorul lui, un burete, iar pe deasupra pur și simplu este un material așa finuț ca o mătase, între ghilimele, ceva mătăsos, să zicem așa, cu textură mătăsoasă. Îl punem și pe dânsul aici și în cap, îmi adus eu o clămiță și sper să pot să-l agăț cât uși de puțin în clămița asta.
să nu se mai miște. Hai că e bine. Și acum, marea nebunie. Începem să rotim. Așa. Ok. Începem să rotim toată șuvița asta generoasă de păr, toată porțiunea asta de păr pe năbădaia asta, pe încrețitorul de păr. Și vedeți că deși am părul lung și a priori parcă nu mergea, uite, era, uite că se vede și pe partea asta că este mai lung părul decât nebunia asta, treaba funcționează. Acum, punem și elasticul cu care vine kitul prevăzut deja, îl punem aici pentru a fixa părul. Imediat voi reveni la șuvița asta ca să o mai întăresc pe ruloul ăsta, pe onduleul ăsta. Și încep și cu cealaltă. Neavând cleștele ăsta e mai greu, vedeți? Adică dacă n-ai în casă, ce să faci? Te apuci de testat și nu ai, da? Serios, dacă nu folosesc așa ceva, nici n-are rost să cumpăr. Acum, rotim, învârtim și pe cealaltă parte, în același mod, în aceeași manieră, după cum se poate aprecia. Eu să știți că am strâns bine pe țărmăluța asta, pe gogoșica asta, am strâns destul de bine părul și o să-i fac și puțin așa ca să se usuce cât mai repede, adică merge pe varianta cea mai rapidă a acestei metode de încrețit părul. Prindem cu elasticul care mi-a venit în kit. Ok, deci trebuie să desfășoară super repede. Mi s-a părut interesantă ideea, dar nici nu vreau să zăbuvesc prea mult pe treaba asta, că e destul de simplu ce se întâmplă aici. Acum, voi mai insista puțin pe partea asta și încep să usuc și să vedem efectul, dacă este imediat sau ce. Am mai strâns puțin șuvița asta ca să fie bine fixată pe gogoșică. Eu tot spun gogoșică, deși nu se numește așa. Ia uitați-vă ce faină sunt, adică Cleopatra, uite, mi-a rămas aici o șuviță mică, 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 o să o adaug și pe ea, uite aici. Și doamnelor și domnilor, astea sunt, oh my god, hai să vedem cum funcționează nebunia. Eu îi dau drumul la uscător și stau așa vreo 5 minute cu uscătorul pe păr, iar după cele 5 minute desfacem nebunia și să vedem cum funcționează situația, dacă merită sau nu încrețitorul ăsta de păr și, cel mai important, dacă merge pe varianta cea mai rapidă, gen când nu avem timp să ne întoarcem părul cu placa și așa mai departe, sau alte metode care necesită foarte mult timp, dacă nebunia asta funcționează. În capul meu ar trebui să măcar să am părul ușor ondulat, deci dacă funcționează, oh my god, ce gățelniță vă arăt astăzi, cel puțin pentru mine care nu am timp niciodată, va merge treaba genial. Acum! Doamnelor și domnilor, această minunată a terminat de uscat părul. Sinceră să fiu, aș fi putut să ies afară la soare și să stau vreo 20 de minute cu părul să se zvânte cât de cât și am fi terminat povestea și cu adevărat am fi testat această nebunie fără căldură, că practic el se folosește fără căldură, dar am zis să accelerez situația din simplu motiv că eu personal nu am timp să stau toată ziua cu ăsta în cap sau peste noapte, v-am spus cum stăzi povestea, că mă doare scalpul dacă port orice, chiar și părul prins toată noaptea. Deși, prin urmare, am zis să accelerez situația, să fie ca și cum testăm încrețitorul magic de pe Shein. Deci, prin urmare, hai să vedem purul adevăr cum funcționează situația aici. Și repet că nu mi-am aplicat absolut nimic în păr decât apă și vedem cum încrețește părul năbădaia. Sunt curioasă tare la spate pentru că, vedeți voi, încrețim doar pe partea asta, adică în față se vede frumos, dar cum se vede în spate, că sunt curioasă și la faza asta, că la spate ar veni creț doar la vârful, cum stă situația, sunt curioasă, așa că îi dăm drumul la păr și vedem cum stă situația pe un păr, repet, foarte drept. Pur și simplu trag de chestiunile astea și, apropo, cât am uscat părul, nu s-a mișcat nebunia. Ia să apreciem o situație. A? Ok. Oh. Ce să vă spun, dragilor, pe un păr drept, să spun așa,
pur și simplu la ondulat o țărâcă și, repet, se ondulează la vârfuri, începe de undeva de pe aici să se onduleze. Mă gândesc că dacă l-aș ține mai mult ar funcționa mult mai bine, dar părul nu e umed absolut deloc, deci cum l-am pregătit, părul este uscat. Mă gândesc, repet, că dacă l-aș ține mult mai mult s-ar ondula mult mai bine, dar ca fapt divers, ăsta este rezultatul. La spate se va vedea la fel, pentru că practicamente nebunia asta ondulează părul de undeva de la mijloc, dar nu știu cum ar funcționa pe un păr scurt. Asta este dilema vieții mele, că pe un păr lunguț te descurci destul de repede, adică înfășori acolo, rulezi situația. Dar cum funcționează treaba asta pe un păr scurt? Doamnelor și domnilor, sunt curioasă să-mi spuneți voi în comentarii dacă l-ați încercat pe păr scurt, cum merge situația. Repet, situația s-ar putea îmbunătăți dramatic dacă aș ține chestiunea mai mult timp. O să vă țin informați prin daily vloguri, prin mici clipuri în care o să vă spun: bă, după atâta timp, uite, i-am găsit niște trucuri, uite, facem treaba asta cu el, ține mai bine. Dar a priori, pe mod super, super rapid, adică a mers pe repede înainte, pot să mă declar satisfăcută, adică nu am stat toată ziua, toată noaptea cu ăsta în păr și totuși am părul ondulat. Părul ăsta ondulat m-aș fi chinuit mai bine de jumătate de oră să-l fac cu placa sau cu ondulatorul, așa că pot să mă declar mulțumită. Nu este un păr super, super creț, mă bălbuie aici așa, dar este un păr ondulat și pentru chestii când ai ceva de repede înainte și vrei să arăți și tu decent, eu cred că funcționează destul de bine. Uite, am să mă întorc și cu spatele cât uși de puțin, ca să vezi că părul arată foarte fain și când l-ai așa dat pe spate. Mai că, să zicem că vrei să arate, uite așa, în față. Acum, dacă nu dai cu niciun produs, nu știu cât o să dureze onduleul ăsta, mai ales în cazul în care ai un păr ca mine, care se îndreaptă imediat. Așa că eu o să-l meșteresc puțin cu ceva fixativ ca să țină măcar așa câteva ore bune. Și ce să vă spun, a priori, uite că vezi aici, stă așa, sucit. Bun, stai și tu așa, drăguț. A priori pot să mă declar satisfăcută de acest produs, o să-i dăm un like și, repet, trebuie încercat de mai multe ori. De exemplu, când nu ies toată ziua din casă, ies pe după amiază, pot să-mi fac nebunia asta. Cu cât îl ții mai mult, tind să cred că părul tău va fi mai ondulat. Niciodată nu cred că vei obține un creț din ăla insistent cu el, mai ales că este destul de grosuț, îl vedeți, dar un onduleu plăcut, drăguț, eu cred că vei obține cu această nebunie. Așa că testarăm, dragii mei, și acest produs magic de pe Shein, cumpărat, dar îl găsiți peste tot pe paginile asiatice, chiar și în magazine, cred că a ajuns și Jumbo să apară nebunia asta. Funcționează, adică pentru rapiditate eu chiar îl recomand, merge destul de bine situația cu el. Deci încrețitorul magic pentru mine, în cazul meu, a funcționat. Mai ales, repet, că trebuie să repet situația, că poate nu se apreciază pe părul meu ultra drept. Am mers pe repede înainte, adică în 5 minute am avut părul așa ondulat, eu sunt super fericită, nu știu cum să vă spun, cunoscându-mi părul. Sunt tare curioasă să-mi spuneți și voi în comentarii cum vă merge situația cu această nebunie, dacă ați încercat-o sau dacă sunteți curioase să încercați treaba asta, la fel, îmi spuneți în comentarii. Până una alta, până aici clipul de astăzi, v-am spus că e un clip scurtuleț. Când vorbim despre un singur produs, nu are rost să ne lungim, facem clipuri mai scurte și comprimate, trecem la subiect, la obiect și vedem cum stă situația. Așa că testele la un singur produs vor fi în general aici pe canal scurtulețe. Astea fiind spuse, vă pupăcesc extrem, ne vedem vinerea asta cu un nou clip și probabil și duminică. Deci până una alta, ne vedem vineri. Să aveți o seară excelentă în continuare. V-am pupat! Pa, pa!